O femeie de 35 de ani din județul Cluj a fost reținută pentru 24 de ore de polițiști și procurori sub acuzația că a întreținut relații sexuale de mai multe ori cu un băiat de 11 ani. Polițiștii secției 9 Poliție Rurală Turda s-au autosesizat cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 35 de ani din comuna Aiton, județul Cluj, întreține raporturi sexuale de o perioadă de timp cu un copil din aceeași localitate în vârstă de 11 ani. Polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore împotriva femeii. Oamenii legii mai susțin că la expirarea ordonanței de reținere vor propune instanței o măsură preventivă împotriva femeii. Ziar de Cluj arată că femeia este din localitatea Rediu, județul Cluj, și este vecină cu băiatul. Sursele Ziar de Cluj au afirmat că localnicii au văzut pe cei doi sărutându-se și că un alt minor, audiat în prezența părinților, ar fi susținut că a observat pe cei doi că au întreținut relații sexuale. Aceleași surse au mai declarat că băiatul a povestit unui psiholog despre cum se întâlnea în diferite locații cu femeia și cum aceasta a inițiat raporturile sexuale. Ziar de Cluj mai scrie că femeia acuzată este de profesie sociolog și că lucrează la un centru din Cluj-Napoca.